Autoritățile locale și județene au în plan un proiect major de regenerare urbană la fostul combinat Fortus. Pentru ca bunurile mastodontului industrial să ajungă în patrimoniul Consiliului Județean, va fi necesară o a doua hotărâre de guvern, însă primele demersuri au fost deja făcute. Pe vechea platformă vor fi construite mai multe centre comerciale, blocuri și instituții de cercetare. Primăria Iași deține 30 de hectare la Fortus, iar Consiliul Județean ar urma să intre în proprietatea 61,3 hectare. Astfel, 91,3 dintre cele 140 de hectare ale fostului combinat vor fi în proprietate publică. Un prim pas decisiv în acest sens va fi făcut în luna ianuarie, înainte de transferul către Consiliul Județean, a celor 61,3 hectare care vor face un popas în curtea autorității pentru administrarea activelor statului. Între provocările noastre a fost să încercăm ca activul funcțional rezultat în urma procesului de dare în plată către AAS, către Autoritatea de Valorificare Activelor Statului, să poată să se întoarcă la nivel local, în patrimoniul public al Consiliului Județean, astfel încât împreună cu Primăria Municipiului Iași, care deține deja acolo un patrimoniu important, să putem să facem împreună un proiect de regenerare economică, de regenerare urbană, pentru că potențialul este unul foarte mare. Pe aceste suprafețe de teren se află construcții precum forjă grea, mecanico-sudură, oțelărie electrică, tratamente tehnice secundare, turnătorie de oțel, utilaj tehnologic complex greu, modelărie, hal de zgură, ciura și gospodărie de apă. Sunt terenuri luate de pe platforma Fortus în contul datoriilor pe care fostul combinat l-a avut către municipalitate. De asemenea, Consiliul Județean va prelua prin hotărâre de guvern 61,5 hectare, la fel, un teren pe care au rămas la Fortus active, ce trebuiau să constituie un nucleu de producție, lucru pe care Ministerul Economiei Statul Român nu l-au mai realizat. Platforma Fortus are facilități necesare precum hale industriale, acces transport feroviar și acces la șoseaua de centură. Facilități cu potențial ca zona să fie inclusă într-un plan de dezvoltare pe termen mediu și lung, astfel încât să ducă la creșterea competitivității întregii regiuni. În jurul celor 91,3 hectare există și multe proprietăți private, iar în cazul unora sunt în derulare sau în pregătire proiecte urbanistice, inclusiv pentru construirea de blocuri sau supermarketuri.